Începem. Bine ați venit la al 8-lea curs, deja de rețele de senzor wireless, în care vom discuta despre un protocol care este foarte important pentru infrastructura IoT în general. Și acesta se cheamă MQTT. Știu că am mai amintit în trecut despre el. Am trecut enciclopedic așa prin mai multe protocoale pe care le putem folosi în momentul în care vorbim despre IoT în general și rețele de senzor wireless în particular. MQTT este unul din ele și este unul dintre cele mai importante. Sunt de fapt două foarte importante, el și CoAP. Despre CoAP vom vorbi săptămâna viitoare. Deci hai să vedem exact cum funcționează acest MQTT și care sunt particularitățile lui. MQTT vine de la Message Queuing Telemetry Transport. Este un nume interesant, mai ales că protocolul, așa cum este implementat el acum, nu se bazează deloc pe cozi de mesaj. Deci nu are nicio treabă cu cozile de mesaj. Este un model publisher-subscriber, întrebare-răspuns, foarte simplu. Dar probabil la începutul lui, când se voia fi proiectat, cei care l-au făcut se gândeau să implementeze cozi de mesaje în interiorul său. Este un protocol machine-to-machine, se mai numește M2M, o să mai găsiți și exprimarea asta. În general, oferă conectivitate pentru dispozitive de tipul Internet of Things. A fost inventat de doi ingineri, de la IBM și de la Arcom, în 1999, la începutul erei IoT-urilor. Deci deja are 22 de ani în care este folosit, iar aplicațiile lui sunt multiple. Este atât de răspândit în momentul de față în infrastructura aceasta IoT, încât a devenit un standard. Și este un standard public pe care oricine poate să-l folosească în momentul în care își implementează aplicațiile. Nu ai nevoie să plătești o licență în momentul în care folosești acest protocol. Câțiva dintre cei care folosesc la scară largă MQTT sunt Amazon Web Services, WebSphere de la IBM, Azure IoT de la Microsoft, Facebook Messenger, de exemplu, Adafruit și așa mai departe. Este din cauza asta extrem de popular și în general este popular pentru că este un mod foarte simplu de a comunica date și nu necesită neapărat o putere de calcul foarte mare, adică se pretează pentru dispozitive de la calculatoare normale și desktop-uri, la telefoane mobile, tablete, până la microcontrolere de arhitectură pe 8 bits RISC cu câțiva K de memorie, flash și RAM. Deci oricare din ele poate să vorbească, ghilimele de rigoare, sau să implementeze un astfel de protocol MQTT în spate. De ce? Pentru că are o amprentă foarte mică a codului. De obicei câțiva K sau mai puțin de câțiva K în momentul în care implementezi așa ceva. Și este ideal pentru sistemele unde resursele de procesare și capabilitatea de memorare sunt foarte, foarte limitate. În general, sistemele care sunt ieftine, orice de la becuri inteligente la frigidere și cuptoare cu microunde inteligente, toate teoretic au dezideratul ăsta în spate, că procesorul pe care îl folosesc este unul foarte ieftin, astfel încât să nu contribuie foarte mult la prețul produsului final. Și atunci dorești să ai un astfel de protocol care să fie foarte scalabil pe de-o parte și pe de altă parte să fie și foarte puternic din punct de vedere al ce poate să implementeze într-un footprint, într-o amprentă în memorie foarte mică. Deci este ideal în momentul în care avem o rețea care funcționează peste un mediu cu pierderi de pachete și cu multe erori de transmisie, în special la mediul IoT, Wireless Sensor Networks, folosesc protocoale de genul acesta, tocmai pentru că emițătoarele receptoare radio pe care le folosesc sunt supuse la o serie întreagă de erori de transmisie și recepție. Și ideal pentru că lățimea de bandă folosită nu este deloc mare, adică traficul de date pe un astfel de canal MQTT poate să se rezume de fapt la câțiva octeți pe secundă sau chiar mai puțin.
felul în care se schimbă mesaje între entitățile care folosesc protocolul MQTT este de tipul publish-subscribe, cum mai povesteam asta și într-un curs anterior. Adică există o entitate care face, care publică informație și altă entitate care face, poate să facă subscribe la informația respectivă. Totul fiind mijlocit de un broker, spunem noi. Adică avem, putem să avem un dispozitiv care, care publică informații la un broker și apoi putem să avem mai mulți clienți care vin și fac subscribe la acel broker. Funcționează foarte bine peste infrastructura deja existentă și funcționează peste TCP/IP ca protocol de transport. Are mai multe niveluri de quality of service. Asta este iarăși interesant pentru un astfel de protocol. Nu trebuie neapărat toate să fie implementate, mai ales că vorbim despre resurse limitate la nivel de procesare și memorie. Dar dacă vrei să fii foarte pedant cu protocolul în sine, trebuie să implementezi toate nivelurile de quality of service pe care le are. Și are 3 în total. Deci nu foarte multe. At most once, at least once și exactly once. O să vedeți imediat ce înseamnă chestia asta. Există biblioteci de cod care implementează acest protocol deja pentru marea majoritate a limbajelor de programare, de la Java, JavaScript până la C Sharp și C++, inclusiv pentru Arduino sau mediul de dezvoltare direct în C pentru microcontroleri. Pe partea de security, iarăși, are un mecanism de autentificare care folosește nume și parolă și criptare folosind SSL la Secure Socket Layer. Deci, din punctul ăsta de vedere, este destul de puternic încât să se preteze chiar și la rigorile unei comunicații într-o rețea modernă de calculare. El nu poate fi spart foarte ușor în momentul în care folosim un astfel de transfer. Iarăși, o facilitate interesantă ar fi că permite genul acesta de mesaje persistente care sunt stocate la broker. În cazul în care avem deconectări foarte multe din partea clientului, că mă rog, comunică peste o rețea care este afectată de transmisia de date, de erori foarte multe la transmisia de date, atunci putem să avem și au mesaje, ultimele mesaje din transmisie sunt stocate pe, la broker și pot fi interogate de către clienți. Chiar dacă publisherul nu mai este prezent sau n-a mai trimis un mesaj de mai mult timp. Modelul de fapt de lucru este, după cum vă spuneam, de tipul publish-subscribe. Adică, în general, avem un publisher care poate să fie un dispozitiv IoT și aici puteți să vedeți orice, v-am spus, de la un simplu bec inteligent la un sistem de alarmă, la un telefon mobil, la nu știu, un cuptor cu microunde, la un sistem complet de calcul. Orice rulează și se poate implementa o bibliotecă din această MQTT poate să funcționeze ca un publisher. Problema în general în momentul în care vrei să strângi date de la rețeaua ta IoT este că în infrastructura internet actuală nu ai o metodă foarte directă de a comunica cu nodurile tale. Hai să zicem că ți-ai instalat undeva câteva noduri în acestea senzoriale și cu efectoare și vrei să le controlezi. Nu știu, ți-ai făcut o mică automatizare la tine acasă sau ai o automatizare industrială în, de scară largă, într-o fabrică și vrei să o controlezi de la distanță. Problema cu infrastructura internet actuală, după cum bine știți, este că IP-urile nu sunt publice. Deci, de cele mai multe ori, nu poți să te conectezi la un server pe care l-ai local acolo. Și nici nu este indicat, pentru că ești expus foarte mult atacurilor cibernetice de diverse tipuri. Așa că marea majoritate a conectivității la internet se face printr-un router sau printr-un firewall, prin care nu poți să treci de obicei. Problema este că în momentul ăla nu mai ai acces direct din internet la datele rețelei tale decât dacă ai infrastructură peste care îți permite să, ca nodurile respective să se conecteze la un server care este undeva în cloud. Ai un backend undeva, asta se cheamă brokerul. Publisherii, ai mai mulți publisheri, device-urile tale sunt cele care publică informații și toate se conectează la același broker unde publică aceste topicuri în abordarea MQTT. Topicurile pot să fie parametri măsurați, cum ar fi, nu știu, temperatură, presiune, umiditate, luminositate și așa mai departe.
Sau, pe de altă parte, pot să fie iarăși parametri de intrare pentru acești publisher. De exemplu, dacă vrem să nu știu, aprindem lumina sau vrem să controlăm un releu sau ceva de genul ăsta, iarăși un publisher poate să publice un topic de genul acesta, la care după aceea consumatorii, să zicem, deci subscriberii, să vină și să se aboneze. Deci, în momentul în care vrei să te conectezi la rețeaua ta, de fapt, tu te conectezi, de fapt, la broker. Și toată tranzacția de informație, tot transferul de la publisher la subscriber și invers, se face prin intermediul brokerului, care este undeva, da, ăsta este un server direct accesibil din internet. Vedeți că un subscriber poate să se conecteze la unul sau mai multe topicuri. În cazul de față, poate să se conecteze la ambele topicuri sau mai mulți subscriberi pot să se conecteze la același topic. Nu există o limitare din punctul acesta de vedere. Asta este o schemă de bază a cum funcționează modelul ăsta Publish-Subscribe și cum este el aplicat protocolul MQTT. Deci, din punctul de vedere al aplicațiilor pe care putem să le implementăm cu așa ceva, avem o parte foarte importantă de home automation. Tot ce ține de smart metering, smart lighting, smart nu știu, alarm system, smart everything, au de cele mai multe ori în spate un backbone în ăsta cu MQTT. Partea de servicii medicale, deci tot ce ține de aplicații medicale, iarăși poate fi folosit MQTT cu succes aici. Aplicații pe telefoanele mobile, tocmai pentru că nu presupun un transfer foarte mare de date și implicit conservă foarte mult bateria telefonului mobil, tot ce ține de aplicații de messaging sau monitorizare pentru telefoanele mobile, poate să implementeze iarăși o metodă din asta de tip Publish Subscribe cu MQTT. Automatizare industrială, automotive sau aplicații IoT generale. Găsiți MQTT în momentul de față cam peste tot în domeniile astea și nu numai. Ok, hai să vorbim un pic mai mult despre modelul ăsta Publish Subscribe. Deci, după cum vă spuneam, sunt mai mulți clienți care se pot conecta la un broker. Brokerul poate fi văzut drept, nu știu, serverul în instanța asta. Clienții respectivi pot să se aboneze la diferite topicuri, la diferite subiecte pe care brokerul respectiv le publică. Acestea pot fi interogate. Brokerul poate să pună la dispoziția clienților lista cu toate topicurile respective. Sau iarăși poate fi configurat să nu afișeze așa ceva și clienții să știe dinainte la ce topicuri să aboneze din motive de securitate chestia asta. Iarăși protocolul este destul de configurabil din punctul ăsta de vedere. Clienții, dacă știu un subiect la care vor să se aboneze, un topic, se conectează la brokerul respectiv și apoi vin și ori publică mesaje, ori subscriu la mesajele respective. Topicurile sunt de obicei tratate în mod ierarhic. Și ierarhia respectivă este stabilită într-un mod foarte simplu, mod text până la urmă, cu separator de tip slash. Deci poți să faci un arbore din acestea de topicuri. De exemplu, dacă ai mai multe dispozitive din acestea senzoriale care vor să-ți publice temperatura, ele pot să facă chestia asta într-un mod ierarhic. În momentul în care ai o ierarhie de tipul sensors, care îți descrie toți senzorii pe care îi ai, hai să zicem că, nu știu, ai 10 dispozitive de tip senzorial care îți măsoară temperatura, device name este numele dispozitivului care are senzor de temperatură, deci unul din acei 10, și apoi node ID este iarăși adresa sau ID-ul unic al nodului respectiv. Și în momentul ăla știi că te-ai conectat la nodul X și că pe nodul X citești temperatura, să zicem. Deci poți să faci cam orice și poți să descrii această structură în momentul în care publici date pe un broker. Și este destul de facil, adică la un moment dat e autodescriptivă toată treaba asta. Clienții pot să recepționeze, pe de altă parte, mesaje, dacă vrei iarăși să te abonezi la serviciile pe care brokerul le pune la dispoziție, printr-un abonament sau un subscription în engleză. Un abonament de genul acesta poate să fie la un singur topic
De exemplu, temperatură. Te abonezi doar la temperatura de la nodul 5, să zicem, și vei primi date de fiecare dată când nodul 5 publică temperatura și o trimite mai departe la server. Sau poți să faci cu wildcard. Sunt două wildcarduri, plus și diez, care îți permit să selectezi anumite noduri sau toate nodurile care publică topicul respectiv. E foarte similar cu, mă rog, folosirea altor tipuri de wildcard-uri în momentul în care faceți, de exemplu, o căutare. Pe de altă parte, iarăși o calitate interesantă pentru Enquirity, este că clienții pot să își înregistreze în cadrul protocolului un fel de testament. Last Will Testament. Este un tip de mesaj care este trimis de către broker în momentul în care clientul respectiv se deconectează pentru o durată lungă de timp de la broker. Deci, după cum vă spuneam și într-un slide anterior, protocolul ăsta este tolerant la defecte și la deconectări. Și ideea în care poți să-ți dai seama că un nod nu mai este prezent este prin faptul că brokerul o să trimită, în momentul în care nodul nu mai este activ după o perioadă de timp, brokerul îți trimite, ok, ăsta este last will and testament pentru nodul respectiv. Poate să fie un simplu mesaj în care se zice că, nu știu, not available, sau poate să fie altceva. Este complet la latitudinea clientului ce trimite, ce configurează ca acest last will and testament. Din nou, fiind foarte flexibil, MQTT permite și, la un moment dat, o configurare minimă în care clientul nu trimite așa ceva. Deci dacă vrei să-l implementezi pe un sistem care este relativ limitat din punct de vedere al resurselor, poți să omiți acest last will and testament. Bun. Deci, modelul acesta de publish subscribe, de obicei, pentru acum, hai să zicem, aplicat pentru MQTT, arată ceva de genul ăsta. Avem două tipuri, vă spuneam, de activități pe care clienții pot să le facă într-o rețea din aceasta care folosește MQTT. Pot să trimită topicuri, să publice aceste topicuri la broker. Gândiți-vă că avem un client care publică, de exemplu, temperatura și asta are valoarea 28 în momentul în care trimite ultimul mesaj de temperatură. Brokerul primește acest mesaj și apoi hai să presupunem că avem trei clienți care toți trei au făcut subscribe la la ce publică acest client, publisher. Iar brokerul, în momentul în care vede că acești clienți au făcut subscribe, le va trimite, va face forwarding la mesajul respectiv la toți trei. Deci este un fel de push-pull. Clientul face push în momentul în care vrea să publice la broker și brokerul după aceea face push la clienți în momentul în care apare un nou mesaj de la publisher. Deci mecanismul ăsta de publish subscribe cam așa funcționează și asta merge pe orice fel de topic. Adică nu este exclus ca clientul respectiv să publice mai multe topicuri, în afară de temperatură poate să publice și, nu știu, umiditate, lumină, orice altceva. Nu este exclus ca și ceilalți clienți la rândul lor să publice și ei anumite topicuri. Deci poate să fie oricare client de aici din infrastructura respectivă, din schemă, poate să fie în același timp și publisher și subscriber. Inclusiv clientul acesta care este publisher poate să fie subscriber la ce, nu știu, publică un alt client în rețea. Deci el publică temperatura și pe de altă parte subscrie la, nu știu, luminozitatea primului client de aici care subscribe. Nu există o limitare din acest punct de vedere. Bun. Schema prin care se face conectarea la nivel de arbitrare între client și broker arată ceva de genul ăsta. Este de tipul întrebare-răspuns. De-aia spuneam că nu există cozi de mesaje implicite în MQTT, tocmai pentru a fi foarte facil de implementat la scară mică pentru sistemele acestea limitate și pentru a limita traficul de date în rețea, și pentru a face față, evident, pierderilor în rețelele respective, coliziunilor pachetelor sau diverselor broaje în transmisia radio care creează erori, avem o schemă de comunicație foarte simplă. Deci un client, de exemplu, poate să facă subscribe la un
subiect, un topic, da? Function, nu știu care, response ID, asta este topicul la care face clientul respectiv subscribe. Serverul poate să facă subscribe la topicul general, da? Request plus aici, unde plus este wildcard. Deci toate ID-urile vor fi interogate de către server. Alt client poate să facă publish la, nu știu, request ID. Da? Deci aici o să-ți vină payload-ul cu un parametru de intrare. Serverul primește notificare de la clientul respectiv că ok, a publicat ceva și clientul o să primească notificare apoi că mesajul respectiv a venit. Este o schemă, vedeți, foarte simplă. În 5 pași poți să ajungi la o comunicare în care clientul specifică ce publică, ce subscrie și la un moment dat clientul să primească și informații pe topicul de interes. Bun. Vă spuneam că există și niveluri de quality of service. Deci sunt QS levels și sunt 3 în special. Primul de bază, 0, este at most once. Asta înseamnă că mesajele sunt trimise cel mult o dată în rețea și este o comunicație de tip best effort. Adică nu așteaptă nicio entitate, nici serverul, nici clientul un acknowledge în momentul în care se trimit mesajele respective. Dacă merge, merge. Dacă nu, ok, s-a pierdut. Nu e nicio problemă. Următorul nivel de quality of service este at least once. Aici ai o schemă de acknowledge, cel puțin o dată, și se face retransmisie dacă acknowledge nu este recepționat. Și următorul nivel și mai puternic de quality of service este exactly once, în care ai un request to send, adică faci un publish, clear to send, da, primești de la un accept de la broker că poți să trimiți, apoi clientul trimite mesajul efectiv și apoi primește un acknowledge de la broker că mesajul a fost recepționat. Deci este o schemă, vedeți, de send, acknowledge, send, acknowledge, pe care garantează că mesajul respectiv este trimis. Și vă spuneam că mesajele pot fi reținute la server. Serverul reține mesajele, se presupune că are o memorie suficient de mare încât să țină mesajele de la diversi publisheri din rețea, chiar și după ce l-a trimis la toți subscriberii. Deci, dacă sunt un subscriber nou și mă atașez la server, pot să primesc mesajele reținute. Acum depinde foarte mult, evident, de capabilitățile de memorare a serverului și cum ți-l configurezi. Dacă marea majoritate a serverilor MQTT din internet, de exemplu, nu pun la dispoziție decât ultimul mesaj. Deci dacă te abonezi, o să primești ultimul mesaj pe care l-ai care a fost publicat de către nodul respectiv. Mai sunt și alte facilități MQTT. Clean session, durable connection. Ce înseamnă clean session? În momentul în care setezi o conexiune între două entități, un broker și publisher sau subscriber, ai un fel de clean session flag, adică poți să vii și toate abonamentele, toate subscriptions-urile care sunt active la un moment dat, sunt înlăturate în momentul în care se produce o deconectare. Altfel, deci dacă nu avem flagul ăsta, subscription-urile rămân în efect, rămân folosite chiar și după ce o anumită entitate a fost deconectată. Deci, care este ideea din spatele ăsta? Iarăși, clienții pot să se conecteze, să deconecteze după voia lor. Mai ales că vorbim despre resurse destul de limitate, poate fi la un moment dat destul de haotic felul în care se conectează aceștia. Și pune la dispoziție MQTT și facilitatea asta, dacă vrei, poți să elimini conexiunile care nu au fost active după un anumit timp. Marea majoritatea mesajelor următoare, care au un QS, nivel de QS mare, sunt stocate în momentul în care se reconectează un astfel de client. Depinde foarte mult de nivelul de quality of service. Deci dacă nivelul de quality of service este 0, s-ar putea să nu le stocheze. Dacă este 2, stochează mai departe. Dacă clientul se va reconecta în viitorul apropiat, atunci va primi
toate mesajele pierdute. Spuneam că un client poate la un moment dat să specifice și un fel de testament. În cazul în care acesta, cu ghilimele de rigoare, moare, brokerul poate să informeze subscriberii de faptul acesta. Și este, mă rog, poate fi setat în mai multe feluri mecanismul ăsta. Este un fel de alarmă în momentul în care clientul pierde conectivitate. Adică dacă ai o aplicație, de exemplu, și vrei să o monitorizezi constant, poate vrei să fii alarmat în momentul în care ceva s-a întâmplat și conectivitatea a fost pierdută, ca să iei o acțiune. Există, din cauza asta, mesaje de keep alive, mesaje care sunt trimise din timp în timp periodic, care testează dacă clientul respectiv este încă în stare de funcționare sau nu. Și asta merg cu în conjuncție directă cu acest sistem de wills and testaments. Bun, după cum vă spuneam, toate topicurile care sunt publicate pe un broker pot fi interogate și putem să le interogăm în mod arborescent folosind acest backslash și diez sau plus ca wildcard-uri. Diez caută în toate subnivelurile, deci este un fel de, nu știu, asterisk, să zicem, se uită în toată structura arborescentă până cel mai jos posibil, iar plus se uită doar la un nivel mai jos și îți dă, hai să zicem, structura. E ca și cum ai face un, nu știu, LS sau un DIR în structura ta de directoare. Îți arată doar fișierele din directorul curent. Bun, și că am vorbit foarte mult, aș vrea să vă fac totuși un demo, să vedeți exact cum funcționează sistemul ăsta cu MQTT. Și este un demo relativ simplu pe care cred că puteți să-l faceți acasă cu un minim de echipamente hardware. În cazul meu și pentru demo-ul de astăzi vom folosi o placă de la SparkFun cu SP32. Asta este un procesor foarte ieftin și foarte low power, care are un transmisător-receptor Wi-Fi și Bluetooth Low Energy incorporat. Deci genul ăsta de procesor poate fi folosit în aplicația IoT cu succes, pentru că odată nu costă foarte mult, costă în jur de, nu știu, $1-2 și incorporează două emisători-receptoare radio, atât pentru Bluetooth Low Energy, atât și pentru Wi-Fi. Pe de altă parte, la capitolul memoriei are câțiva mega de flash, de obicei flash-ul este extern și aici l-aveți pe placă, este chipul ăsta. Și iarăși poate fi programat foarte ușor de către oricine, mai ales că suportă Arduino ca mediu de programare. Deci nu va trebui să vă instalați cine știe ce toolchain în special, puteți direct din Arduino să interfațați cu placa asta prin intermediul UFUSB și să programați controlerul ăsta. Deci ăsta ar fi nodul nostru sau publisherul în rețeaua noastră MQTT. Și ca să putem să publicăm și niște date reale, am atașat un senzor integrat. Ăsta se cheamă BUME680, e produs de Bosch. Și măsoară mai mulți parametri. Este 411. Măsoară temperatură, presiune, umiditate și concentrația de substanțe organice volatile. Sunt diverse gaze care sunt poluante. Interfața dintre SP32 și BUME680 este realizată prin I2C. Este cel mai simplu posibil. Doar două linii de comunicație de date și încă două linii de alimentare. Și atâta tot. Bun, deci ăsta este, hai să zicem, nodul senzorial pe care îl vom folosi și care va trimite datagrame, deci va publica informațiile produse de către senzorul nostru într-un server MQTT. Acum, ca soluție de server MQTT, am folosit Adafruit.io. Îl puteți accesa la io.adafruit.com. Este un serviciu care este pus la dispoziție de Lady Ada și vă permite iarăși conectarea unui număr limitat de dispozitive prin MQTT în versiunea free,
fără a plăti un fel de abonament. Dacă după aia, nu știu, vreți să vă faceți o automatizare foarte puternică în spate, permite, evident, contracost să conectezi oricât de multe dispozitive de genul ăsta. Și apoi, ca demo să fie complet, deci ăsta este brokerul, zicem, în structura noastră, avem și clienți și ca să vă arăt cât de versatil este, sunt două tipuri de clienți. Unul este mobil, e o aplicație care rulează pe telefonul mobil, se cheamă MQTT Client, Mobile MQTT Client, pardon. Puteți să o descărcați din store-ul de Android și să vă faceți un dashboard pe ea. Și pe de altă parte, iarăși, că poate nu merge chestia asta foarte bine să vă fac share screen, există și un client inclusiv pentru desktop, asta se cheamă MQTT FX. Și o să putem să vedem și acolo exact cum ne conectăm și să interogăm diversele topicuri. Bun. By the way, dacă aveți întrebări, nelămuriri până acum? Spune-ne și ce părți proaste are protocolul ăsta. Nu știu, legat de securitate sau ce dezavantaje are. Nu, neapărat de securitate. Securitate, secure socket layer-ul e destul de puternic. Dezavantajul ar fi faptul că nu-ți permite la un moment dat poate să fie la un moment dat destul de restrictiv în ce parametri trimiți. Este de tipul întrebare, răspuns și cam atât. Adică nu prea îți permite o lățime de bandă foarte mare în momentul în care vrei să transmiți, nu știu, date audio sau chestii de genul ăsta, nici pe nu poți să folosești MQTT. Deci nu poți să faci streaming de date. Poți să trimiți niște parametri foarte simpli. Știi? Adică trimiți de câteva ori pe secundă temperatura, umiditatea, sigur, nicio problemă. Pe de altă parte, dacă ai niște senzori mai complexi, nu știu, ai să trimit imagini sau... nu știu, ai un stream, un data stream foarte mare, nu o să folosești MQTT. Adică poți să folosești altceva. Și vorbim săptămâna viitoare despre CoAP. CoAP e la fel, un protocol care e similar cu MQTT în anumite chestiuni și poate un pic mai bun ca MQTT în altele. În rest, nu știu ce să vă spun, este foarte popular MQTT, este unul din ăsta două, dar el și CoAP sunt la baza oricărei aplicații IoT în momentul de față. Nu prea ai altceva în momentul ăsta. Ok, deci hai să vă arăt cum funcționează toată chestia asta. Trebuie să văd dacă pot să dau drumul la camera. Să vedeți și... Ok, mă vedeți? Da. Bun, deci asta este placa de la Sparkfun și asta este senzorul. Și vedeți, conectivitatea e foarte simplă, adică mă leg prin o mufă USB, mă leg direct la calculatorul meu, astfel încât să programăm chestia asta. Am aici ID-ul de la Arduino și asta este codul care se ruleze pe placa de la Sparkfun. Este un exemplu foarte simplu. În momentul în care îți instalezi placa asta și îți instalezi bibliotecile de la Adafruit, Adafruit pune la dispoziție și cod în Arduino pentru a implementa protocolul ăsta MQTT peste orice fel de nod. Deci e foarte simplu după aia de configurat. Am luat un exemplu de la ei și l-am modificat un pic ca să se conecteze la senzorul nostru BM680. Deci, vedeți, trebuie să includ doar niște biblioteci aici și apoi am câteva funcții foarte simple în care inițializez senzorul acesta de gaze, presiune, umiditate și așa mai departe. Este o funcție folosită în bibliotecă. Apoi avem partea de MQTT în sine. Și creez trei feed-uri, temperatură, presiune și LED. Astea două o să public efectiv datagrame prin care o să trimit valorile de temperatură și de presiune odată la, nu știu, 5 secunde, ceva de genul ăsta. Și apoi LED-ul este un LED pe placa Sparkfun pe care poți să-l controlezi de la distanță, să-l aprind sau să-l sting. Deci și invers. Da? Trimit informație, dar și primesc comenzi. Vedeți că nu există nicio diferență între faptul că una la una public și la alta fac subscribe până la urmă.
pentru că toate sunt feed-uri de date la care orice client poate să facă subscribe la un moment dat. Ok, nu știu cât de familiarizat sunteți cu partea asta de Arduino. Arduino, ca idee și mediu de programare, are două funcții mari și late. Ai un setup în care faci un fel de inițializare pentru codul tău și pentru toate... Scuze că întreb, nu se mai vede. Ok, my bad, imediat. Acum se vede? Da, acum se vede. Ok, mai o dat la capăt atunci. Deci, asta este partea de inițializare, vă spuneam, pentru senzori. Este o funcție simplă care inițializează senzorul și apoi am cele trei feed-uri pe care vreau să le public de pe placa mea. Temperatură, presiune și LED. Vedeți că deci două sunt de out, să zicem, output-uri și unul este input. E o comandă pe care o primesc de la orice subscriber aș avea. Arduino ca mediu de programare are două funcții, da? Are funcția de setup în care inițializăm și vedeți, aici fac un pic de bucătărie internă, inițializez LED-ul ca să-l, pinul respectiv să-l fac output astfel încât să pot să comand LED-ul să-l aprind sau să-l sting. Inițializez interfața serială, pentru debugging o să avem și live, o să vedem, o să-mi scuipe pe interfața serială niște mesaje placa ca să-mi arate că a trimis datele respective în cloud. Inițializez senzorul și cât timp, nu știu, nu reușește să inițializeze, intră într-o buclă blocantă și apoi se conectează la Adafruit IO. Deci ai o simplă funcție pe care o apelezi, io.connect, care în spate rulează tot mecanismul de conectare. În momentul în care primim o comandă de la un subscriber, să zicem, și subscriberul ar putea să facă, da, să facă subscribe pe temperature, pressure și LED. Pe temperature și pressure poți să faci get, evident, adică să citești valorile respective. Pentru LED poți să faci put, adică să îi trimiți o stare. On sau off, să zicem, ca mesaj. Ei, în momentul în care primește, pe partea asta de nod, primești o stare, asta o să fie handled de o funcție. Ai un handler, message handler aici, pe care îl atașezi la feed-ul de LED, vedeți. În momentul în care primești un mesaj pe feed-ul ăsta de LED, atunci rulezi funcția respectivă, handle message. Care funcția respectivă este, uite aici, primește ca parametru de intrare o structură de date și în momentul în care o decodifică, mă rog, structura asta de date este, cred că este un text, pur și simplu, și am o funcție care în momentul în care primește fie în textul respectiv on sau 1, caracterul 1, o să îmi aprindă LED-ul, adică îmi face pinul respectiv, îi face flip în 1 logic, sau dacă primește un off sau un 0, atunci o să-mi fac flip în 0 logic. Ah, și asta face digital write aici. Deci digital write îmi face output pe pinul la care este conectat LED-ul, datele care vin pe interfața asta și face o conversie to pin level, este o funcție care are ca output fie 0 sau 1, în funcție de ce text primește la intrare. Face o filtrare foarte simplă. Bun. Ok, deci ăsta este message handler-ul. După aia, în setup, aștepți o conexiune. Aștepți să te conectezi, de fapt, la serverul respectiv. Și în momentul în care te-ai conectat, tot ce trebuie să mai faci este să apelezi LED-GET, care îți face o buclă în care tu tot aștepți să primești mesaje pentru feed-ul de LED. Pe de altă parte, bucla principală a codului este loop aici. Este un while 1 în care tot faci ceva. Și ce ne rămâne de făcut pentru noi este să citim date de la senzor. Este funcția asta BME Perform Reading, care împopulează o structură de date pe care am instanțiat-o anterior, care are membrii BME Temperature, Pressure, Humidity și așa mai departe, îi populează cu valori de la senzor și fac IO Run.
Ayoran ăsta este necesar în momentul în care ciclăm în buclă ca să deschidă o comunicație pentru noi mesaje în, către broker. Și apoi trimitem efectiv datele. Deci o să-mi fac output pe serială sending temperature și îmi arată și valoarea și apoi face temperature save, bâmâie temperature, sau pressure save, bâmâie pressure. Astea sunt mesajele prin care publicăm informație. Vedeți că între două publisheri de genul ăsta avem un delay de 3 secunde. Asta este impus de noi pentru că Adafruit în versiunea free, evident, nu permite un trafic foarte mare de date. Deci se limitează, mi se pare, la 1 sau 2 secunde intervalele în care poți să faci retransmisie sau să faci publish. Și atunci am pus 3 secunde ca să fie safe. Oricum, nu o să varieze mai repede dată temperatura sau presiunea. Și cam atât. Deci asta este codul. Bineînțeles, are biblioteca în spate și este instanțiată biblioteca, dar vedeți, cu câteva linii, 100 și ceva de linii de cod, poți să faci o aplicație care să-ți facă și publish și să poți să faci și subscribe la datele pe care acesta le expune. Ok, hai să vedem. Trebuie să mă conectez la placă. Sper că da, este ce trebuie. Îi dau un compile. Sper că compilează. Și o să-mi urce pe placă în momentul de față codul ăsta. Deci placă o să funcționeze standalone, o să se conecteze la Wi-Fi-ul meu de aici de acasă și o să încerce conexiunea cu serverul și să încerce să trimită date. O să dureze un pic să compileze, se conectează și acum începe să scrie memoria. Iarăși chestia asta durează un pic. Gata. Bun. Și acum, dacă vrem să vedem că se petrece ceva, avem un serial monitor aici. Vă spuneam că placă o să-mi scuipe pe serial niște mesaje de debug. Dacă totul e în regulă, da. S-a conectat și acum a început să-mi trimită. Astea sunt valorile pentru temperatură și pentru presiune. Temperatura e în grade Celsius, presiunea este în hectopascal, mi se pare. Dacă împărțiți la 100, vă dă în milibar. Ok, hai să vedem pe partea cealaltă de server. Da, ăsta este Adafruit.io. Puteți să vă creați un cont aici și by default vă creează un dashboard în care puteți să vedeți datele voastre. Da, deci dacă mă duc pe dashboards aici, am un welcome dashboard, ăsta este creat by default de serviciul nostru și acum vreau să populez dashboard-ul ăsta. Am deja populat cu un widget de tipul LED. Hai să vedem dacă pot să mai populez și cu altceva. Vreau să văd dacă, asta fiind broker, putem să ne conectăm direct la el și putem să vedem toate datele. Pe de altă parte, și din interfața web, noi putem să vedem datele care sunt recepționate de la un publisher. Avem un singur publisher în momentul de față care trimite date. Și hai să vedem dacă putem să vedem datele de la temperatură pe care senzorul le trimite. Avem mai multe widget-uri pe care putem să populăm dashboard-ul ăsta. Butoane, slide-uri, gauge-uri și așa mai departe, stream-uri de date sau grafice. Hai să facem un grafic. Și în momentul în care am făcut click pe grafic, mă întreabă la care feed vreau să atașez graficul respectiv. Și vedeți că deja îmi apar cele trei feed-uri pe care eu le-am publicat. Da? Pressure, temperature și LED. Și îmi arată și când a fost ultima valoare stocată și când a fost acționată ultima valoare. Vedeți că nodul trimite temperatură și presiune. Astea sunt primele valori primite acum un minut. Și LED-ul nu l-a mai acționat de 11 ore. Bun. Hai să vedem. Selectez temperatură ca feed. Da. Și next step sunt niște chestii de configurare pentru graficul ăsta. Hai să zicem că vreau live să-mi intre datele. Sau, vedeți, pot să am istoricul pe ultimele 60 de zile. Atât am reține serverul în versiunea free. Care sunt etichetele pe axa X și pe axa Y? Hai să zicem că aici am în grade Celsius, sau nu, pardon, pe axa X am data. Și pe axa Y am grade Celsius. Ok. Câte cifre zecimale? Hai să zicem că vreau să am o zecimală.
Și apoi sunt diferite, iarăși, configurații pe aici. Dacă vreau să arăt datele neprelucrate, ce se întâmplă în momentul în care pierd date, cum mi-arată graficul și așa mai departe. Dau create block și în momentul ăsta mi-a creat un grafic. În momentul în care vin date, ar trebui să mi-apară aici. Iarăși pot să mut layout-ul ăsta, pot să-l pun mai așa. Și data ar trebui să fie live. Acum să vedem dacă îmi și trimite data, dacă încă mai funcționează asta. Da, ar trebui să funcționeze. Și efectul demonstrație funcționează minunat. Ar fi trebuit să fie populat sau să înceapă să vină datele aici. Ah, ok. Și așa nu îmi dă dacă este live. Ah, ok. Uite, au început să vină datele. Asta este un prim punct de date și acum, pe măsură ce o să publice date, senzorul o să înceapă să apară mai multe și o să-mi deseneze graficul. Scalează automat. Bun. La fel putem să facem, să mai adăugăm un widget pentru presiune, de exemplu, și să punem în grafic presiune. Sunt datele live de presiune. Acum o să înceapă să intre și ele pe măsură ce nodul trimite datele. Aș pot să-l mut, să-l particularizez, să fac cum vreau eu în dashboard-ul ăsta. La fel pot să creez, hai să șterg pe ăsta, ca să vedeți cum pot să creez pentru feed-ul de LED. Da? Deci dacă vreau să adaug acum feed-ul de LED și implicit să trimit comenzi, create new block, are mai multe tipuri de butoane. Hai să pun pe ăsta toggle, că poate să facă on sau off. Mă atașez la feed-ul de LED și, nu știu, hai să zic LED. Ce text trimit în momentul în care butonul este în starea on și ce text trimit în momentul, sau ce comandă trimit în momentul în care este starea off. Pot să las așa sau pot să trimit când este on să trimit 1 și când este off să trimit 0. Și astea sunt valorile publicate în momentul în care acționez acest toggle din dashboard-ul meu. Și o să mi-l pun undeva pe aici. Bun. Ce se întâmplă acum este că inițial LED-ul este stins. Dacă îl acționez, o să-mi aprindă LED-ul. Nu știu dacă... Ok, să văd dacă pot să vă arăt chestia asta. Dacă dau drumul din nou la cameră. Vedeți? Și tocmai am trimis o comandă să stingă LED-ul în momentul ăsta. S-a stins și am trimis o comandă să aprindă LED-ul. Durează ceva timp, evident, pentru că mesajul ăsta trebuie să ducă la serverul din Statele Unite și apoi să se întoarcă în România și să comunice cu placa asta. Dar s-a aprins. Bun. Cam asta este mecanismul prin care putem să publicăm date și să le avem disponibile direct la broker. Acesta este și creăm un dashboard care este accesibil direct dintr-o interfață web la broker. Pe de altă parte, partea frumoasă de fapt a MQTT-ului este că putem să avem subscriberi de data asta. Deci putem să avem programe care să facă subscribe la informațiile publicate de broker. Și să interogăm brokerul exact ca și cum ar fi un server oarecare în MQTT. Ca să facem chestia asta, putem să rulăm un client și aveam MQTT FX, vă spuneam, care este un client de desktop. E un program care se conectează la brokerul nostru, la Adafruit.io. Mai vedeți ecranul, nu? Da, nu. Se vede. Eu nu văd nimic. Ok, hai să mai încerc încă o dată. Nu știu, Teams ăsta are niște probleme.
Ok, acum vedeți ecranul? Da. Bun. Asta este programul încet e fix. Pot să stabilesc mai multe conexiuni la mai mulți brokeri. Ăsta este brokerul de Adafruit. Aici poți să setezi parametrii de conectare. Mă rog, e destul de simplu. Trebuie să-i dai adresa brokerului, portul, și 8883 este de obicei portul folosit pentru comunicație prin SSL. 1883 este iarăși portul MQTT pentru comunicație necriptată. Sunt cele două versiuni. Și este un client ID pe care trebuie să-l furnizezi serverului în momentul în care vei să te conectezi. Client ID-ul ăsta îl iei din interfața asta browser, când te duci la, mi se pare, profiles, stai să văd. La un moment dat poți să-l undeva aici. Nu asta. În fine, e disponibil undeva aici în interfață și poți să mai key, mi se pare, asta. Deci este o cheie activă pe care poți să o folosești în momentul în care vrei să te conectezi. Username și cheie. Și astea sunt credențialele tale prin care poți să te conectezi la broker. Și introduci asta în client și încă câteva setări de conectare și asta este. Ok? Și apoi ne conectăm. Putem să ne conectăm direct la broker. Și în momentul în care ne-am conectat la broker, vedeți că avem diverse niveluri de QoS, 0, 1 și 2. În momentul stăm pe 0, nu implementăm mai mult de atât. Avem o parte de publish și o parte de subscribe. Automat, în momentul în care ne-am conectat la broker, au fost interogate toate feed-urile respective. Deci știm că putem să facem subscribe la temperature și la pressure și vedeți că sunt specificate în forma asta, da? Deci dan.dose este userul meu, slash feeds, slash, da? Topicul pe care îl public, temperature și pressure. Pe de altă parte, pot să fac publish la dan.dose slash feeds, slash led. Ăsta este singurul topic la care pot să fac publish și să se întâmple ceva. Pot să fac publish și la temperature și la pressure, nicio problemă, dar pe partea cealaltă, pe nod, nu am cod care să trateze așa ceva. Și hai să vedem dacă putem să facem subscribe la temperature. În momentul în care fac subscribe la chestia asta, automat mă pune în coada de mesaje de subscribe și o să înceapă să-mi vină mesajele de temperatură. Asta este ultimul mesaj de temperatură care a fost trimis de nod și pe măsură ce trece timpul o să tot primesc astfel de mesaje. Da. Asta este temperatura măsurată acum. Pot să fac subscribe în același timp la mai multe feed-uri. De exemplu, pot să fac subscribe și la pressure. Și în momentul ăsta primești și temperatură și pressure de fiecare dată când mi le publică nodul meu. Vedeți că fiecare mesaj în acesta răsucea și un timestamp în momentul în care am fost conectat. Bun. Și aici poți să faci absolut ce vrei tu. Deci ăsta este un client foarte simplu. Există biblioteci de MQTT pe care poți să le instanțiezi în aplicația ta. La fel, dacă vreau să fac publish pe feed-ul acesta de LED, nu știu, vreau să-i trimit, momentan LED-ul este aprins, vreau să-i trimit să se stingă LED-ul, fac publish la mesajul 0. Aici este plain text, da? Pot să-i trimit orice, dar am spus că pot să primesc doar mesaje de tip 0 sau 1 dacă vreau să aprind sau să sting LED-ul meu. Și fac publish la 0. În momentul ăsta, iarăși, durează câteva secunde, dar să mă crezi pe cuvânt, s-a stins LED-ul în momentul ăsta. Putem să ne uităm, de fapt, și în dashboard, că în momentul în care am făcut acest publish, automat o să îmi, vedeți, schimbe și în dashboard. Deci, eu dacă vreau acum să vin și să fac publish 1, să aprind LED-ul, în dashboard mi-a primit mesajul ăsta și mi-a actualizat inclusiv dashboard și s-a aprins și LED-ul pe plac. Deci, e destul de timp real comunicația pe care o avem. Astea sunt principalele metode prin care poți să comunici cu sau să faci subscribe la topicurile pe care le publică nodul ăsta. Mă rog, mai ai și niște mesaje de tipul broker status în care poți să vezi care este statusul brokerului în sine. Nu știu dacă funcționează chestia asta, depinde de server, dacă îți pune la dispoziție sau nu. N-am făcut subscribe, m-am deconectat. Deci depinde foarte mult de
A, și m-a și banat pentru o perioadă, aparent. Și aici avem un dump de toate mesajele care au venit. Ok, cam așa funcționează. Există și un client mobil, vă spuneam, care, într-un mod similar, îți permite să trimiți mesaje la brokerul tău. Nu știu dacă pot să vă arăt, că nu prea pot să fac share screen de pe telefonul mobil. Să vedem dacă o să iasă ceva. Ok. E un client mobil simplu în care am făcut... E un dashboard foarte simplu aici, pe telefonul mobil. Nu știu dacă vedeți foarte bine. Și văd mesajele de temperatură. Îmi trimite în mod regulat de fiecare dată când se publică un mesaj nou de temperatură, am un dashboard. Și apoi am un control de on-off pentru LED. Deci, în momentul de față este off, o să-i dau să fie on și în momentul ăsta mi-a trimis comanda și tocmai a venit pe placă, s-a prins LED-ul. Da. Deci, iarăși foarte simplu de interfațat, foarte simplu de făcut un astfel de dashboard într-o aplicație mobilă. Oarecare, nu contează neapărat, nu trebuie să fie de la același supplier, de la Adafruit sau de la cineva. Poate să fie un third-party app în care să vin și să implementezi un astfel de dashboard. Să interoghezi orice fel de dată. Bun. Cam asta aveam să vă arăt. Acum, dacă mai aveți voi întrebări. Eram curios de o chestie. La dashboard acolo, la un dat, nu-ți lua datele live la temperature, dar când ai dat pe o oră, ți-au creat un grafic. De unde ai luat datele pentru graficul ăla? Am mai conectat aseară ca să testez că merge. Ah. Ok. Și de-aia am... serverul a reținut datele de aseară. Mi se pare că le ține 60 de zile în buffer. Și da, dacă mă duc aici, dacă dau edit layout și pun datele de pe ultimele, nu știu, 24 de ore, da, uite-le aici. Astea sunt datele de aseară, apoi e o perioadă în care n-am mai primit date, n-am mai trimis date deloc și apoi, acum că ne-am conectat azi dimineață. Deci ți le reține. Sau aici m-am mai conectat undeva prin 3 ianuarie. Și când am făcut prima dată, am scris codul pentru aplicația asta. Deci el ține minte destul de mult în spate. Bineînțeles, dacă vrei pe un an de zile, atunci trebuie să plătești. It's a subscription. Ok. Alte întrebări, nelămuriri? Brokerul cum verifică dacă un nod a murit? Faci un fel de timeout când vezi că mai primește după o perioadă de timp îl consider mort? Da, să trimit keep alive-uri. Deci brokerul poate să trimită din timp în timp niște mesaje către client de keep alive în care vede dacă nodul respectiv mai este prezent sau nu. Mi arată și mesaje de... Am vrut să fac subscribe de pe MQTT FX și uite, mi-a dat o eroare. Și ce se întâmplă când detectează că a murit clientul sau a pierdut conexiunea? Păi ați văzut, în grafic cel puțin o să-mi arate ca și cum nu sunt date acolo. Deci se prinde în esență că nu mai sunt date și o să-mi arate fie o linie care o să-l unească ultimele date valide, fie pot să-l configurez în interfața asta să nu mai arate nimic. Datele sunt salvate cu timestamp atașat, după cum ați văzut. Deci fiecare înregistrare din asta are un timestamp. Și atunci când nu mai vin date, nu mai vin pur și simplu date, nu sunt mai date cu timestamp-ul respectiv din, nu știu, X în X secund. Deci ținem bază de date ultimele înregistrări pe ultimele zile. Pot să fie sau pot să nu există. Mă gândeam la ceva de genul că ar șterge topicul, dar n-are sens. Nu, nu o să șteargă topicul decât după ce expiră, după cum vă spuneam, un timp foarte îndelungat.
Și ar putea să setezi chestia asta. După cât timp să îți dezactiveze topicul ăsta. Sau cum s-a întâmplat în cazul de față, da? Când nodul n-a mai existat timp de câteva zile, vedeți, și apoi el a ținut minte datele, el ține minte topicul până la urmă. Da? Deci dacă te uiți aici pe ultimele 30 de zile, eu am făcut subscribe la topicul ăsta azi, aseară și pe 3 ianuarie. Da? Și totuși a ținut minte datele de atunci. Și mi se pare prima dată, uite, pe 28 decembrie am testat niște chestii. Deci nu ai șters topicul. Că așa, asta este modul prin care tu ai acces la datele din publicate în topicul respectiv. Ok. Păi, dacă nu mai aveți întrebări, mulțumesc frumos. Ne vedem săptămâna viitoare.